Avon intră în faliment și ăsta este sfârșitul erei în care femeile își frecau încheieturile de cataloge ca să miroasă a Little Black Dress și a bănuților făcuți la birou sau la liceu din vânzare de cosmetice. Monica Burlădeanu, ambasador Avon, și te aștept cu brațele deschise în echipa noastră. Firma Avon, pe care o știm cu toții, a pierdut mai multe procese prin care era acuzată că talcul din produsele sale poate cauza cancer. Iată cu ce ne dădeam și nu știam, produsele alea, care păreau ca apa sfințită. Nici nu stricau, nici nu ajutau prea mult. Fiindcă este vorba de 386 de procese diferite, iar Avon a plătit deja despăgubiri în valoare de 225 de milioane de dolari și nu mai are de unde scoate alții ca să se apere. Cum ai putut? Cum ai putut? Pe lângă cheltuielile cu procesele, entitatea care a cumpărat Avon are datorii de 1,3 miliarde de dolari către compania braziliană Natura & Co, care s-a oferit să cumpere activele Avon cu doar 125 de milioane de dolari. Toate femeile au trecut prin perioada lor Avon la un moment dat. Unele nici măcar n-au depășit-o. Bună seara, ce machiaj folosesc? Măi, un machiaj care să mă aranjeze, nu? Nu vreau să arăt ca muma pădurii, știi? Însă, acum perioada Avon pare că s-a încheiat, cel puțin la nivel de business.